Bună! Vă prezint astăzi despre securitatea conturilor de rețele sociale. Eu sunt Olivia Breda. Dacă vreți să faceți o poză, ori să scrieți URL-ul ăsta, ori să faceți o poză cu acel QR code, o să-l repet și la sfârșit. E link pentru prezentare acolo, dacă vreți să descărcați slide-urile. O să vorbim despre securitatea rețelelor sociale, cum să le faceți să fie mai sigure, cum să vă asigurați că nu vi se fură contul, că nu intră cineva în contul vostru, că odată ce ați, aveți o rețea socială, nu pierdeți accesul la ea. Bun. O să dau mai mult de 10 sfaturi, câteva sfaturi, despre cum să te asiguri că odată ce ai un cont de rețea socială, nu ți-l sparge cineva. Primul este să folosiți un despre ce vom vorbi, despre rețele sociale. Ok. Primul sfat. Să folosești un manager de parole pe desktop și pe mobil. Cea mai bună sincronizare pe care știu eu este cu acest tool Bitwarden. Sunt și alte soluții, unele plătite, unele gratuite. Aceasta este, din ce știu, varianta gratuită e suficient de bună. Mi se pare că are și varianta plătită, dar cea gratuită e suficient de bună. Acolo, când veți folosi acel cont, e bine, dacă îl folosiți, veți avea și alte reguli de genul. Să fie parolele diferite una de alta, să fie complex, o să vi le zic un pic mai târziu. Adică nu e suficient, folosesc un manager de parole și pun aceeași parolă peste tot. N-am făcut nimic. Deci, scopul unui manager de parole, dacă veți decide să-l folosiți, este să folosiți, să aveți cât mai multe parole distincte. Bun, acesta este probabil cel mai important criteriu. Dacă ai o parolă foarte complexă și nu o folosești și pe alte site-uri, cam asta te stărește cel mai mult. Bun. Al doilea criteriu este să folosești parole unice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, aproximativ, pentru fiecare cont de o rețea socială, să folosești o parolă dedicată. Adică dacă ai o rețea socială, cum e Facebook, Instagram, nu știu ce, pe acea rețea socială să ai parolă, pe altele să nu depezi parola. Ok. Un aspect. Poate vi se pare un pic ciudat, dar eu nu recomand să schimbați parola periodic. Era un sfat mai demult. Periodic schimbați parola. Eu nu vă recomand să faceți asta. Dintr-un motiv foarte simplu. Dacă ai o parolă complexă, în general, faptul că ai schimbat-o sau o ai pe una tot veche, nu-ți crește securitatea contului. Ideea de a schimba parolele periodic era pentru situația în care foloseai aceeași parolă pe mai multe site-uri. Dacă aveai mai multe site-uri, ok, schimbai parola, o folosești pe mai multe. Dacă ai o singură parolă, nu te ajută să schimbi parola periodic. O parolă bună, complexă, lungă, unică, e suficient. Bun, un alt sfat, folosește parole complicate. Dacă vă uitați acolo jos, cam așa trebuie să arate o parolă. Să vă zic un aspect mai puțin important, dar interesant. Totuși, dacă dau un click pe parola aceea de jos, în Notepad sau în unele programe, nu o să mă selecteze pe toate, o să oprească la caractere speciale. Și atunci puteți alege, dacă vreți, să nu folosiți caractere speciale. Dar litere mici, litere mari, cifre, ar trebui folosite pe parolă. Vă sugerez, dacă veți folosi un manager de parole, să exportați periodic lista de parole. Adică majoritatea tool-urilor îți oferă posibilitatea să dai export, să înveți ca fișier și acel fișier îl comprim cu o parolă. Adică dacă îl pui într-un zip sau un RAR sau ceva, comprimi parola, comprimi fișierul cu parole și îi pui o parolă. Bun. Spune-te. O să ne prezinti cum funcționează manager de parole? Da. Deschid un browser, e ok, Eren? Da. Ok. Eren. Da, uite, repede. Bun. Eu folosesc LastPass. Cum folosesc? Ce se întâmplă cu LastPass? Deci, îți creezi un cont, are două opțiuni, personal, varianta gratuită și business. Dacă folosești varianta gratuită personală, oricum va trebui să plătești, chiar și în varianta personală. Aici sunt tarifele lor. Dau back. Au o variantă gratuită în care ai un singur device. Adică dacă ții pe desktop, ai parolele gratuite pe desktop. Dacă ții pe mobil, ai parolele gratuite pe mobil. Dacă vrei pe amândouă, va trebui să plătești.
Ce se întâmplă? Deci, se face, îți pui o extensie de browser care se cheamă... Te duci la Chrome și pui o extensie de... Nu o să instalezi, doar o să vă arăt. Te duci la Chrome și instalezi o extensie de Chrome. Această extensie de Chrome... așa arată interfața în LastPass, pe site-ul lor, așa arată interfața lor. Ai o listă de parole și îți arată aici detalii despre contul tău. Îți creezi un cont în care... De ce se cheamă LastPass? Trebuie să reții totuși o parolă. Parola pe care va trebui să o reții cu un password manager e parola de la password manager. Deci ei spun că ultima parolă pe care mai trebuie să o ții minte este cea de la managerul de parole. În rest, nu va mai trebui să ții minte nicio altă parolă. Bun. O secundă, că am dat două slide-uri. Ok. Când te loghezi, aici se cere e-mail și parola, LastPass îți dă o listă de parole și te întreabă cu ce cont vrei să te loghezi și va completa automat datele pentru tine. Dacă introduci tu niște date, LastPass te întreabă. Văd că ai introdus un utilizator și o parolă. Vrei să salvezi datele? Și salvezi datele în cont. Când vreau să mă loghez la Amazon, îmi apare. Și aici pot să generez o parolă. Are în dreapta un generator de parole și mă întreabă câte caractere. Și eu vă recomand să puneți între 50 și 100. Și aici ce tipuri de caractere să folosiți. Litere mici, litere mari, simboluri, cifre. Are aici niște opțiuni. Nu sunt utile. General nu le folosesc pe acestea. De exemplu, să poată fi dictată la telefon sau să nu există posibilitatea de confuzie. De exemplu, I mare, L mic. Poate să fie o confuzie. Dacă ai literele I mare și de mic, poate să nu se distingă una de alta. Și atunci acest are opțiunea să schimbe chestia asta. Deci, repet o dată procesul. Intri pe lastpass.com. Îi dai să îți faci cont. Are aici login, îți faci un cont. După aceea te duci și dai Get LastPass Free și descarci o extensie de Chrome, depinde ce vreau să folosești. Te loghezi în extensia de Chrome cu contul tău de LastPass și ulterior, pe măsură ce intri pe Facebook, pe diferite rețele sociale, te loghezi cu conturile vechi. Sfatul meu este, pe măsură ce începeți să folosiți LastPass, să vă începeți, dacă aveți parole simple, vă schimbați parolele. Puneți niște parole mai complicate. Schimb parola, o salvezi pe cea nouă în LastPass și periodic, odată la câteva luni, să zicem, exportați parolele din LastPass într-un fișier, comprimați fișierul ăla și puneți o parolă. Și în felul acesta, dacă cumva se întâmplă ceva cu contul vostru de LastPass, nu vă pierdeți parolele, că ar fi dramatic. Da, te rog. Acolo scrie Master Password pentru că este parola de la cont, presupun, și este parola deasupra tuturor celelalte parole din celelalte conturi, nu? Master Password înseamnă parola din LastPass și îi spun, ca să nu-i zică parola din LastPass, îl zic Master Password, să mai bine. E parola contului de LastPass. Dacă o uiți pe aia, e cam rău. Mai impedit-o, da. Centrul de LastPass afirmă că ei, nici ei nu pot recupera. Dacă uiți cumva parola aceea, e destul de rău. Am înțeles. Nu știu dacă vă e familiar conceptul de hashing. Deci când se salvează o parolă, eu pot să am, de exemplu, o bază de date în care să salvez parola exact cu mine. Am Olivian, parola, să zicem că mai password. Să zicem că aș avea așa. Da. Eu dacă sunt LastPass, pot să fac să nu salvez contul user Olivian și parola my password. Pot să spun user Olivian, asta îl salvez așa cu mine, dar în loc de my password voi pune un cod care, dacă îi aprind niște funcții matematice, se ajunge la my password. Dar dacă încerc să ajung de la my password la codul cum e salvat în bază de date, nu pot. Adică îmi permite să... Uite, hai să vă dau un... Asta e o metodă de criptare mai veche, MD5, e depășită, deja este spartă, dar este o metodă care o arăt în scop teoretic. Deci cu MD5 encrypt. Aici pot să fac, eu îmi scriu parola mea. Okay. Aici îmi scriu parola mea, să zicem că aș avea parola mea ar fi my password. Și dacă vreau să o salvez în baza de date, în loc de my password, ar fi codul ăsta. De la codul ăsta, dacă eu îmi introduc în LastPass, introduc parola, scriu my password, programul LastPass poate să verifice. Se generează acest cod, dar pornind de la acest cod, teoretic, în mod normal, cei de la MD5 ăsta a fost spart. Nu mai e sigur. Dar ca idee, ăsta se cheamă hash. Un hash
eu pot să, de la MyPassword să obțin hash-ul ăsta, dar de la hash-ul ăsta, teoretic, n-ar trebui să mai pot obține MyPassword. Și atunci, dacă cineva are acces la bază de date din LastPass, chiar dacă eu îți dau hash-ul ăla, tu pe baza hash-ului ăsta, tu nu poți să obții ce parolă e. În schimb, dacă eu îmi scriu parola Olivian MyPassword, LastPass poate să verifice. Aceasta este, într-adevăr, parola salvată în bază de date. Și hash-ul ăsta este generat random? Nu, e bază unei funcții matematice. Deci este o funcție în spate și dacă ai spart sau ai găsit funcția, automat ai reușit să spargi... Tocmai că e o funcție foarte șmecheră matematică, nu știu să o explic. Ce pot să zic e că poți să obții de la MyPassword hash-ul ăsta, dar de la hash-ul ăsta nu mai poți să obții înapoi MyPassword. Asta e partea frumoasă. Când salvezi în bază de date, nu salvezi... Că mă gândesc că în spate e cam același principiu și ce se întâmplă acum în blockchain, nu? Tot cu hash-uri și cu... Blockchain e, cred că e un pic diferit de chestia asta. Ce... Da, bine. Ideea în sine o gândeam, nu la funcție. Nu știu. Că la fel, se generează tot un hash care nu-l poți sparge, adică e lanțul. Nu știu bine, nu mă depășește, nu știu să răspund. Ok. Bun. Revenim la prezentare. Dacă dai F5, o să vedem. Proiectare. Vizualizare. Expunere de tine. De la din spăciu. Ok. Bun. Trecem la slide-ul următor. Identificare de doi pași. Sunt două metode mari. Una este să folosești o parolă cu un password, o aplicație. Se cheamă OTP.com. Mai sunt și aceasta vă recomand. Ideea e când folosești o aplicație să te asiguri 100% înainte că acea aplicație are și un cont. De genul, am un telefon, îmi pun toate codurile în aplicația aia și mi se fură telefonul. Eu trebuie să mă pot loga pe un alt telefon ulterior și să am toate codurile acelea din nou. Dacă acea aplicație, am citit pe net, s-a întâmplat cuiva, folosea Google Authenticator. Și cu toate că e Google și te gândești, băi, nu se poate ca Google să nu mai aibă un cod în care să stabilizeze toate astea, din ce am citit, ideea e testați, să vă asigurați de chestia asta înainte, să aibă un user. Ai acolo, în OTI, deci, ți se cere un e-mail și o parolă pe un site, da? Intri pe un site, îți cere e-mail și parolă, și o aplicație cum e OTI îți generează un cod valabil timp de, nu știu, 30 secunde, 15 secunde, o chestie de genul ăsta. E un cod temporar și ai 15-30 secunde să pui codul. Și cu toate că folosiți o aplicație care are un cont, e bine să faceți asta în primul rând, dar un alt criteriu, faceți, dacă platforma vă oferă, faceți un export al unor coduri de backup. Adică, la fară că te poți loga cu e-mail, parolă și ți se cere și un cod, să aveți niște coduri de backup în cazul că totuși pierdeți contul din alte motive și nu mai aveți acces. Deci să aveți și varianta asta. Bun. Așa funcționează. Ok. E bine să verificați setările fiecare rețele sociale în parte. Adică intri pe o rețea socială, e bine să știi dacă pui o poză, cine o poate vedea. Și să faci proba să... Uite, dacă ai pus o poză, o pot accesa și din incognito fără să fiu logat. Sunt unele rețele care îți permit să vezi o anumită imagine sau anumite lucruri și când ești în incognito. Sunt unele rețele care îți permit să securizezi asta și să setezi. Bun. Periodic de revăzut. Adică e posibil să se schimbe. Poate pun acum un clip și în prezent, să zicem că îmi cere user și parolă ca să am acces la o rețea, dar după ceva timp, platforma deschide, se decide să o facă mai deschisă și atunci nu vă mai cere date. Și sunt de revăzut. Public sau privat. Ok. Dacă e o rețea publică, consideră că angajatorii pot vedea datele respective. Adică, când postezi pe rețea socială, e bine să te gândești dacă e publică, va rămâne acolo și o să fie vizibil peste ani de zile. Și te gândești ce pui online și ce nu. Sau dacă îți faci rețeaua privată, fă-o privată și o să revină ulterior cu un sfat să nu dai accept chiar oricui dacă ai o rețea care este general privată. Ca soluție de antivirus, dacă folosiți desktop, deci pe calculator, laptop, nu știu ce, vă recomand Bitdefender, e premium, sunt ok și variantele gratuite, sunt niște antivirus și Avira, Avast, Bitdefender are o variantă free, dar, mă rog, sunt
v-aș recomanda totuși variantă premium pentru desktop, pentru calculator. Pe mobil o să aibă o promoție de Black Friday și, în general, mai, dacă vreți să cumpărați, mai convenabil să cumpărați pentru 5 calculatoare odată decât pentru unul singur. Iar pe mobil, cam orice antivirus, scrieți acolo antivirus și cele mai populare ar trebui să fie ok. Pe mobil trebuie să fii atent să nu faci click și e cumva un alt balavă. Poți să spui și Bitdefender, are și Bitdefender, iarăși pe mobil are premium și free. În orice caz, vă recomand un antivirus și pe desktop și pe mobil. Vă recomand, dacă aveți un cont privat, să nu acceptați cele de la prietenie, chiar de la oricine. Dacă mergi undeva, dacă ai un cel stai check-in, e un risc de securitate în cazul în care cineva îți poate sparge casă. Dacă consider că stă cineva acasă și nu ești singur și nu știu ce, riscul acesta scade. Dar, în general, prefer să postez follow-up-uri. Am fost la în data de. Nu e live, sunt la cafenea acum și uite ce mănânc și la Paris. Dar să zic, uite, am fost la Paris și așa a fost acolo. Probabil știți, dacă vă conectați la o rețea Wi-Fi publică, cineva poate avea acces la ce se postează acolo. Adică ce transmiteți acolo, dacă trebuie neîncriptat. Adică, dacă intru pe un site securizat cu HTTPS, în principiu cam tot traficul e securizat. Dacă intru pe un site cu HTTP, deci site-ul e http://numesite.ro și intru pe un Wi-Fi public, care nu are nimic protejat prin parolă, în principiu există riscul ca cineva să înfure datele. În cazul ăsta, ce vă recomand, folosiți datele de la mobil, e o metodă mult mai sigură, n-ai nimeni acces la ce aveți voi acolo. Logare cu Google sau Facebook. Riscul aici e în felul următor. Poți să te loghezi cu Google sau Facebook sau nu știu ce și să-ți meargă totul bine. Și la un moment dat, Facebook sau Google să șteargă contul. Dacă te loghezi cu e-mail, chiar dacă cineva șterge contul, să zicem că ai la Gmail și dintr-un motiv sau altul, nu știu ce, Google îți închide contul sau nu mai folosești. Tu tot poți să te loghezi cu e-mail și parola. Deci chiar dacă să zicem că nu mai ai adresa de e-mail, tu poți să te loghezi cu e-mail și parola și să-ți dai un mail. Uite, mi-am schimbat contul, sunt din contul ăsta, vă scriu, știu parola, știu nu știu ce. Schimbați și mie e-mailul, dacă platforma nu îți permite să schimbi e-mailul, schimbați e-mailul. Dacă te loghezi cu Facebook sau Google sau altă rețea și ți se șterge contul, aia a fost. Nu poți să te mai loghezi, nu poți să demonstrezi că era contul tău, e mai complicat. Atunci vă recomand întotdeauna să vă logați cu e-mail și parolă și să evitați logarea asta. În afară, mai un risc, când te loghezi cu Gmail, te întreabă la ce vrei să-i dau acces din Gmail-ul tău? Și dacă ești atent, o să ai grijă. Dar dacă te grăbești și zici, da, îmi ceri acces, îi dau acces. Poți să-i dai acces la toate mail-urile. De asta trebuie să fii foarte atent ce drepturi dai acces în Google și Facebook. Și pentru siguranță, e mai bine să te loghezi la Google și Facebook. Și ca notă personală, să nu... Deci am zis aici o graf. Să nu te loghezi cu Google și Facebook, să te loghezi cu e-mail și parolă. Ok. Ca notă personală, luați în considerare ce se păstrează și ce rămâne doar pe un termen scurt pe o rețea socială. De exemplu, dacă postezi pe Instagram și postezi pe Instagram periodic, nu știu, un an de zile, nu mai poate găsi aproape nimeni sau e foarte greu cuiva să vadă ce ai postat acum un an. Pe alte rețele, LinkedIn, Facebook, Twitter, nu știu ce, scrie acum ceva și trece timpul și e greu să, dacă cineva vrea să citească, să găsească ce ai scris. Eu vă recomand să luați în considerare blogul și YouTube-ul ca niște metode în care dacă vrei să postezi ceva, să rămână acolo. Dacă vrei să rămână. Dacă vrei să nu rămână, sunt ok și alte rețele. Deci, nu știu, mie îmi pare rău că eu scriu acum ceva pe Facebook și peste 5 ani, dacă vrei să citească, aproape că nu mai poate. Teoretic, poate găsi, are merge search-ul în Facebook, practic nu mai găsește aproape nimeni nimic. Și dacă aveți o idee, uite, vreau să-mi fac un brand personal, vreau să comunic ceva, vreau să nu știu ce și vreau să rămână ce fac, aș lua în considerare blogul și YouTube-ul. Întrebări. Este rețeaua de site-uri WordPress-ul. Ok. Deci, când îți faci un blog pe WordPress, ai două opțiuni. Pe WordPress.com WordPress.com este o platformă care
ei îți găzduiesc tot. Îți găzduiesc blogul, nu te ocupi de nimic. În varianta gratuită o să ai ceva gen ionuțpopescu.wordpress.com. Deci în varianta gratuită n-ai domeniul tău. Dacă vrei să plătești, sunt, nu știu, câteva zeci de dolari pe an și poți să ai domeniu gen ionuțpopescu.ro, ionuțpopescu.com, ceva de genul ăsta, și să fie să ai găzduit la wordpress.com. Există o altă variantă de WordPress în care nu ai nicio treabă cu wordpress.com, se cheamă wordpress.org. Acolo, în loc să ai site-ul găzduit de WordPress, ce faci e că tu îți plătești găzduirea, îți pui tu WordPress-ul pe serverul tău și îți faci un WordPress pe platforma ta. Acolo ai 100% libertate, doar că va trebui să plătești domeniul și hosting și e mult mai complicat de gestionat. Deci trebuie să te pricepi un pic și la partea tehnică, pentru că va trebui să intri, să faci niște chestii mai tehnice. Chiar și dacă dai next, la un moment dat, dacă vrei să pui un cod de Google Analytics, trebuie să înțelegi niște lucruri, ca să știi să pui, să vezi niște statistici mai mari despre site-ul tău. Deci sunt două WordPress-uri. E un WordPress.com găzduit de ei și un WordPress.org găzduit de tine. WordPress.com găzduit de ei, mi se pare foarte sigur. Nu știu sigur dacă permite autentificarea în doi pași. Nu rețin asta. Cred că da, dar nu sunt... Sunt destul de sigur că am OTI pe... Deci am un cont pe WordPress.com și sunt destul de sigur că am autentificare în doi pași. Deci ei îți cer e-mail, parolă și autentificare în doi pași cu OTI. Deci mi se pare foarte sigur. Pe WordPress.org, pe cel găzduit de tine, ți se cere în varianta standard, dacă nu... E un WordPress și pui standard. Ți se cere doar utilizator și parolă și nu au, cineva cine vrea să spargă site-ul nu are nicio limită în varianta standard. Dacă nu e vreun plugin sau o soluție suplimentară, nu are nicio limitare de a încerca parole până îi se face rău. Adică poate să ia utilizator și parolă și să tot trimite acolo și WordPress-ul nu-l blochează. Nu-i zice, ai încercat 5 parole diferite, hai să te blochez. Și atunci există un risc. Dar, fiind WordPress.org, și ai avut libertate foarte mare în ce poți să faci pe el, poți să pui un plugin care îți schimbă URL-ul de logare. Pur și simplu cineva nu știe unde să te loghezi. Poate să-ți ascundă admin-ul. Nu o să știe cineva cu ce user să se logheze. Nu știe nici user-ul ce să mai zicească parola. Poți să pui autentificare în doi pași și pe WordPress.org, dar îți trebuie un plugin. Poți să pui un plugin care dacă pune cineva parola greșită de 3 ori, îi blochează IP-ul. Deci, ca să-ți răspund la întrebare. Pe WordPress.com, atâta timp cât folosești autentificarea în doi pași, ai un user și o parolă complicată, e sigur. Pe WordPress.org, în varianta standard, e destul de nesigur. Chiar dacă folosești un email și o parolă complicată, e un pic nesigur. Dar cu niște add-on-uri, o soluție de securitate, o chestie care să-ți blocheze login-urile repetate, o autentificare cu doi pași cu un sistem de genot, în cazul ăsta poți să-ți fii sigur. Dar trebuie să faci tu niște pași în privința asta. Ai o idee care tip de mail ar fi cel mai sigur? Pe tipul e-mail, Gmail, Hotmail și așa mai departe. Da, cred că știu ce mă întreb și am o idee. Sper că rețin bine cum se cheamă. Da. Stai să văd cât prost. Asta e. Deci tu m-ai întrebat cel mai sigur, m-ai întrebat și cel mai ieftin. O secundă. Uit direct cât costă. Stai așa. N-au prețuri. Da, deci sunt în Elveția găzduite. Ăsta e, cred că e cel mai sigur. Mă uit să văd de prețuri pentru că e foarte scump. Uite, are pricing aici. Îți oferă, și cu toate că e scump, nici n-ai foarte mult. Deci, zice la Unlimited, 10 euro pe lună, care nu e ieftin, și are 500 de giga. Deci ai spațiu suficient. Probabil au mai multe planuri, dar... Deci, dacă vrei mail-uri 100% sigure, ar fi ProtonMail. Am citit recent un articol pe tema de ce are Gmail majoritatea mail-urilor mele. Și articolul zice așa. Odată că pot să folosesc eu Gmail sau nu, dar alții folosesc Gmail. Adică, chiar dacă vrei să ai un mail foarte sigur, mail-ul pe care îl ai tu sigur, ți-l trimite cineva. Sau tu îl trimiți către cineva. Și dacă mail-urile alea le trimiți către Gmail sau sunt trimise către tine de pe un Gmail, deci securitatea mail-urilor are două părți. Are și tu care primești sau trimiți și cine primește sau trimite mesajele de la tine. Și atunci
chiar dacă tu ești sigur pe Proton Mail, trebuie să fie sigur și cei care primesc și trimit mail-urile. Atunci, dacă ai două părți, partea care e mai nesigură afectează tot sistemul. Atunci trebuie să ții cont, da, te ajută acest sistem, e, din ce știu, e printre cele mai sigure soluții de e-mail, nu este chiar atât de scump, dar dacă mail-urile pe care ți le trimite cineva nu sunt securizate și ei au mail-urile sparte, nu te ajută cu nimic că tu ești mai sigur decât ei. Înțeles. Trebuie o protecție din ambele părți. Exact. Da. Și dintre cele gratuite, cred că au același grad de spargere, de... Da. Sunt la fel de nesigure, să zic așa. La Gmail, de exemplu, ai autentificare în doi pași. Se cere e-mail, parolă și ori îți cere să apeși un cod la telefon, ori primești un SMS sau ceva genul ăsta. Un mail alternativ, ori și așa mai departe. Iar cu mail, iarăși, îți trimite un mail către o adresă secundară sau poate să-ți trimite un SMS. Dar nu sunt toate enabled by default. Nu sunt permise uneori de 100%. Și iarăși și la Gmail trebuie să fii atent dacă cumva... Deci, de ce nu recomandam autentificarea cu Gmail? Când te autentifici cu Gmail pe un site, el te întreabă la ce vrei să dau acces. Și sunt... Era o vreme când puteai să dai acces inclusiv la mail-urile citite. Ce mail-uri folosești, ce mail-urile ai acolo. Și voiai să te loghezi pe... Nu dau niciun nume, că aici e de rău dacă ar face un site. Vrei să loghezi pe un site care îți permitea autentificare cu Google și dacă nu erai atent, puteai să dai voie să-ți citească mail-urile. Și era o catastrofă, evident, dar dacă nu ești atent, ți-a putea întâmpla. Practic nu era nimic, dar pentru că ți-a dat acordul. Da. Și pe Hotmail nu, nu știu dacă ai vreo experiență, nu? Pe Hotmail, Hotmail e de la Microsoft și din ce știu au ei au chiar, când te autentifica, îi zicea poți să te loghezi la conturile noastre fără parole. Ei au folosit autentificatorul acela de cum e OTI, aveau ei un propriu autentificator, dar cred că poți să folosești OTI. Și dacă spui aplicație de la Microsoft pe telefonul mobil și validezi cu amprenta, nu-ți mai cere e-mail și parolă. Adică nu-ți mai cere parolă pe e-mail ce cere. Deci ei au zis, cei de la Hotmail, din ce știu, poți să te loghezi cu aplicația lor de mobil, doar cu parolă, cu amprenta, nu ți-o mai cere parolă. Mă întreb dacă e sigur. Da, și ei au e-mail și parolă, autentificare în doi pași, sunt ok. Mai e un aspect. Apar uneori în presă, cel puțin ce citesc eu, apare, uite, contul cu tare a fost spart. Adică, tu chiar dacă îți protejezi bine contul prin e-mail și parolă și autentificare în doi pași și salvezi parolele într-un loc sigur și faci tot ce trebuie, mail-urile tale sunt stocate pe niște server, pe serverele Google, Yahoo, Microsoft, nu știu ce. Teoretic sunt sigure. Practic, ești la nivelul de securitate pe care ți-l oferă acea instituție. Adică nu poți să fii 100% sigur că mail-urile tale nu sunt citite și de alți oameni de IT. Cam tot cu întrebările mele. Cam asta a fost întrebările. Eu vă mulțumesc, chiar a fost, chiar m-am informat. Am mai susținut un curs de genul în Franța, dar al tău a fost mai aprofundat cumva. Mulțumesc. Cu drag. Cam asta. Mulțumim frumos. Cu multă plăcere.